Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la un nou episod al podcastului Educat și Bogat. Numele meu este Mihai Constantinescu și sunt gazda acestui podcast. Podcastul se adresează investitorilor aflați la început de drum și ideea acestui podcast a plecat de la dorința mea și a invitaților mei de a dărui din experiența acumulată în diferite zone care converg spre zona banilor. Din punctul meu de vedere, abordarea banilor nu ar trebui făcută doar dintr-o singură perspectivă, adică cea investițională, ci abordarea trebuie făcută și din zona psihologică și cumva și din zona aceasta de antreprenoriat. Astăzi am marea plăcere să o am alături de mine pe dr. Coralina Chiriac. Coralina este psiholog specialist, psihoterapeut, trainer și supervisor acreditat european în psihoterapie integrativă. Este și cofondatoarea Asociației Române de Psihoterapie Integrativă și are o experiență de peste 10 ani în domeniul psihoterapiei. Coralina creează totodată programe online de dezvoltare personală, atât pentru persoanele care își doresc să aibă o viață pe care o visează, cât și pentru cei care doresc să-și împlinească cu adevărat potențialul. Coralina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru că m-ai invitat. Mă simt extrem de bucuroasă să fiu astăzi aici. E o mare onoare pentru mine să te-am invitat în acest podcast. Ne-am intersectat de multe ori pe subiecte care au legătură și cu terapia și cu zona de bani și am considerat tot timpul că există o legătură între cele două subiecte și mă bucură tare mult că ai acceptat invitația mea. Unii dintre ascultătorii noștri te cunosc, alții poate te cunosc mai puțin. Eu am făcut o scurtă introducere, mi-ar plăcea să ne spui cine este Coralina, ce a făcut Coralina până acum și care sunt planurile tale de viitor. Ok, cine este Coralina? Pot să-ți răspund cine este Coralina astăzi, fiindcă dacă e ceva ce am descoperit e că pe parcursul vieții avem mai multe identități pe care le tot schimbăm și le tot îmbunătățim și le tot modificăm. În principal sunt psihoterapeut integrativ, ăsta este jobul meu de bază, asta e partea de formare, însă în acest moment al vieții mele a început să mă preocupe foarte mult zona de business, așa că sunt într-un moment de expansiune cu business-ul meu online pe care am început să-l creez. În afară de asta, cred că sunt, în mod rar, cred că sunt o exploratoare. Sunt extrem de curioasă întotdeauna. Cred că pasiunea, motivul pentru care am ales să fiu psihoterapeut este că, în primul rând, este un job în care tot timpul am ceva de învățat, deci nu mă plictisesc niciodată. Este foarte divers. Partea asta de filozofie și natură umană m-a pasionat dintotdeauna. Și fiindcă pot să-mi fac programul cum vreau eu și nu am șefi. Și am libertatea să călătoresc oriunde îmi doresc în lume. Și cred că asta spune ceva și despre valorile mele. Către ce merg? În momentul ăsta am început să dezvolt foarte mult partea online. În ultimii 10 ani am stat foarte mult în cabinet cu clienții. Am peste 3-4 mii de ore de stat în cabinet cu clienții. Am predat foarte mult cursanților. I-am învățat pe alții să fie psihoterapeuți. Și am observat în timp că există niște teme care se tot repetă și cred că simt că sunt într-un moment al vieții mele când sunt pregătită să duc tot ceea ce am învățat și tot ceea ce am acumulat dincolo de ușile cabinetului în mediul online, fiindcă este mult mai ușor de ajuns la oameni și la mase de acolo, fiindcă una din pasiunile mele este psihoeducația. Așa că sunt într-un moment foarte entuziasmant din viața mea, care învăț să fac content, să fac reels-uri, să postez, să scriu articole, să creez o comunitate. Și toate astea fiindcă simt că ceea ce am reușit să fac cu mine, sunt foarte mândră de ceea ce am reușit să fac cu mine și cred că am această abilitate de a-i susține și pe alții să-și creeze viața pe care și-o doresc și să se reinventeze, fiindcă, de fapt, psihoterapia despre asta este. Vreau să te întreb, pentru cei care nu cunosc foarte bine domeniul, ce înseamnă psihoterapie integrativă? Ok, o întrebare foarte bună. Psihoterapia se împarte
Ca să fii psihoterapeut, e nevoie să faci o școală de formare. Există mai multe tipuri de școli. E ca și când te descoperi pe tine, dar alegi calea pe care te descoperi. Poți alegi să faci, de exemplu, psihanaliză, în care stai și analizezi foarte mult trecutul. Poți alegi să faci terapie cognitiv-comportamentală, în care vorbești foarte mult despre credințele limitative pe care le ai. Psihoterapia integrativă este psihoterapia care se adresează atât corpului, cât și emoțiilor, cât și mentalului și cât și spiritualului. Este un binare de metode. Cu alte cuvinte, vedem omul ca un întreg, din punct de vedere holistic. Și atunci când vine un client la un psihoterapeut integrativ, tot procesul terapeutic pe care îl facem, evident, are o bază științifică în spate, însă avem libertatea de a modifica și de a adapta tehnicile pentru a fi perfecte pentru persoana respectivă. Cu alte cuvinte, nu e ca și când e un șablon și îl pui și gata, asta e. Și mai degrabă este un design pentru fiecare client. Deci Ceea ce e foarte provocator. Cumva se ocupă și de emoții, dar și de partea de corp, și de partea de suflet, și de nu numai de partea terapeutică a psihologiei și doar clientul vine cu o problemă și gata, hai să lucrăm doar problema Da. asta, ci vă uitați cumva la toată povestea și la toate implicațiile care vin de acolo. Da. Mi-ai spus despre businessul online pe care ai început să-l crești și este zona care te entuziasmează foarte mult. Aș vrea să te întreb care sunt planurile tale de viitor, unde vrei să duci proiectul acesta, ce vrei să faci cu el, cum se schimbă oamenii cu care interacționezi, pentru că cu siguranță, mai ales în domeniul terapiei, dar și al educației, vezi niște evoluții foarte, foarte interesante și sunt curios să, nu știu, care sunt planurile pe termen mediu și lung. Pe termen mediu și lung. Planurile pe termen mediu sunt să creez programele pe care mi le doresc în mediul online. Până acum sunt 3 la număr pe care le-am făcut. Am făcut unul anul trecut pe relația cu corpul și pe slăbit. Anul ăsta am ținut unul pe feminitate. A fost un curs cu 10 întâlniri live pe Zoom care a fost absolut mind-blowing. Doar cu femei, deci este pentru mine să văd modul în care au lucrat femeile astea cu ele și întâlnirile pe care le-am avut, mie mi-a dat speranță în umanitate, asta este singurul cuvânt, adică s-a întâmplat lucruri magice. Și urmează să țin un webinar pe 20, 21, 22 iunie, luna aceasta, Wealthy, care este pe relația cu banii. Și planul pe care l-am este să fac aceste workshop-uri pe care vreau să le reau în fiecare an, să vedem cum evoluează, fiindcă toate temele evoluează odată cu mine și cu ceea ce învăț din urmă. După care, a la long, am început deja să țin Instagram-ul în engleză, fiindcă îmi place să mă adresez și comunității internaționale și simt că sunt într-un moment din viața mea în care am ceva de spus. M-am apucat să scriu o carte, asta este foarte entuziasmant, adică am foarte multe idei pe zona asta de a scrie. Și în timp mi-aș dori să pot să fiu a la long, la un moment dat, mi-aș dori foarte mult să pot să fiu speaker. Deci visul meu ăsta este să stau să le vorbesc oamenilor la scală mai mare decât o fac deja. Ne asemănăm destul de mult cu multe din lucrurile pe care mi le-ai spus, chiar planurile noastre se aseamănă și inclusiv ideea aceasta de carte. Eu am început blogul Educat și Bogat acum 3 ani și ideea de la care am plecat este să scriu articole ca și când ar fi capitole din viitoarea mea carte și pe urmă să le pun pe toate cap la cap și să scriu cu adevărat pentru oamenii care sunt interesați de subiect și ideea asta cu speaker iar mi se pare foarte, foarte bună pentru că ai șansa să ajungi la foarte, foarte mulți oameni cu un efort destul de mic și informațiile pe care le-ai acumulat în 10 ani deocamdată și în următorii câți vor mai fi, ai șansa chiar să schimbi destine prin nu știu, niște conferințe bine țintite cu un public țintă care este și pregătit să accepte cumva informația care vine din partea ta. Ai făcut o mențiune, de fapt, până acum, din ce am înțeles eu, primele două workshop-uri au fost în zona de adresate mai mult sau în exclusivitate părții feminine, să spunem așa.
Și aici e un subiect care mie îmi place și vreau să te întreb cum se vede și de la tine. În general, pe partea aceasta de emoții și de psihologie, cred, cel puțin așa a fost până acum, partea feminină este mult mai înclinată. Bărbații încă sunt reticenți să vină în zona aceasta. De asta cred că și workshop-urile pe care le-ai avut până în momentul acesta au fost destinate mai mult părții feminine. Spune-mi, te rog, cum se vede de la tine psihologia? E diferită între bărbați și femei? Sunt bărbații mult mai închiși și consideră că n-au nevoie de terapie și femeile sunt mult mai deschise la a-și exprima emoțiile? Cum vezi lucrurile? Sau vezi vreo schimbare în ultima perioadă? Cred că sunt două aspecte la întrebarea ta. Odată este mentalitatea românească, când vine vorba despre terapie și despre emoții, și odată este modul în care ne influențează creșterea și părinții, modul în care părinții ne-au crescut când eram copii. Zic odată mentalitatea românească, deoarece noi ca și spațiu cultural nu suntem și nu am fost susținut să ne arătăm emoțiile. Dacă este ceva ce am văzut în ultimul timp, în primul rând la mine, este chiar dacă eu nu m-am născut în comunism, m-am născut în 89, la o lună înainte să pice comunismul, deci am prins doar o lună de comunism, însă chiar și acum, după 32 de ani, 33 de ani, am avut un insight anul trecut de ce credințe limitative aveam și am avut de-a lungul vieții mele legat de bani, legat de ce pot să fac, legat de cât de departe pot să visez. Deci, odată ar fi spațiul cultural care nu ne-a încurajat să avem emoții și să ne exprimăm și să spunem ce simțim și așa mai departe. Deci, odată creștem cu trauma asta transgenerațională. După care, este mult mai acceptabil pentru femei să aibă emoții decât pentru bărbați. Bărbații sunt crescuți cu această idee de nu plânge că ești fătălău, sau băieții nu plâng, sau băieții n-au voie să plângă. Și atunci este mult mai dificil pentru bărbați să-și acceseze emoțiile. Nu înseamnă că nu le au, doar că le este mai dificil. După care, al treilea lucru ar fi biologia. Fiindcă noi ca femei, și când o femeie este în feminitatea ei și este relaxată în sistemul ei nervos, este foarte ușor să fie atentă la ce simte, cum simte și să observe partea de simțire. Bărbații ca și structură sunt un pic mai cognitivi. Ăsta nu e un lucru rău. În realitate ne completăm foarte bine. Însă ele nu se exclud una pe cealaltă. Adică o femeie care este foarte mult în femininul ei, în general e foarte mult în contact cu emoționalul ei și atunci e mai greu să organizeze, să ia direcție, să se gândească la încotro să o ia, să conducă, să ia rolul de leadership și așa mai departe, fiindcă, într-adevăr, astea sunt atribute care le sunt mai ușor bărbaților, că le vin mai natural. Asta nu înseamnă că nu avem fiecare o parte feminină și o parte masculină noi. Deci sunt skills-uri transferabile, fiindcă sunt foarte naturale. Dacă ne uităm la copii, și o fetiță și un băiețel plâng la fel, se bucură la fel. Nu, doar că cu timpul, peste această naturalețe în exprimarea emoțiilor vin tot felul de condiționări și de probleme și rușine și toate lucrurile de genul ăsta. Vezi cumva bărbații să vină din ce în ce mai mult spre psihoterapie în ultimii ani? Când am început acum, când eu am început acum 10 ani, să vii la psihoterapeut și oamenii când auzeau că sunt psihoterapeut, tăceau din gură. Deci dacă mă urcam vreodată într-un taxi și vreau să nu mai vorbească cu mine, trebuia să-i spun dar ce meserie am și să făcea liniște tot drumul. Însă psihoterapia nu mai este așa un stigmat social. În ultimii 10 ani, deci toți clienții mei au prieteni și toți prietenii clienților mei merg și la psihoterapie. Mai mulți clienți care au fost deja la psihoterapeut, deci eu nu sunt primul lor psihoterapeut, au fost în trecut, au mai avut procese lungi de dezvoltare personală și bărbații au început să meargă mult mai mult la psihoterapie. Ceea ce însă am observat în mediul nostru, de exemplu, că deseori sunt mulți bărbați care preferă să lucreze cu psihoterapeuți bărbați. Am un coleg, de exemplu, care are foarte mulți bărbați în terapie, are mai puține femei și mai mulți bărbați. Cred că depinde și de vibe-ul pe care l-ai. Vorbeai despre ultimul
ultimul webinar sau ultimul program pe care îl vei avea, acest Wealthy, acesta, din așa cum îl simți tu, cum l-ai creat sau la ce te-ai gândit, este destinat mai mult în continuare femeilor sau nu are o zonă țintă, să spunem? Nu, este și pentru femei și pentru bărbați. Webinarul acesta a venit fiindcă eu am avut în viața mea niște insight-uri legate de bani și, în general, toate programele pe care le fac sunt născute din călătoria mea personală. Adică sunt subiecte pe care simt că I embody them. Undeva le-am copt, le-am schimbat, le-am modificat, le-am aplicat, au fost niște aha-uri pentru mine și acum sunt gata să fie date mai departe. Și când am luat decizia să creez webinarul acesta, am luat decizia să-l creez deoarece mi-am dat seama de limitările pe care eu mi le puneam legat de ce înseamnă banii și cât de bogată am voie să fiu, fiindcă e vorba de permisiune, de cât de mulți bani am voie să am, de rușinea de a avea mulți bani, de rușinea de a avea posibilități și mai ales de patternurile astea transgeneraționale și de frica că dacă o să am mulți bani, o să-i pierd pe toți. Și asta este o chestie pe care noi avem în câmpul nostru românesc și am stat mult timp să mă gândesc de ce s-a întâmplat asta, fiindcă în momentul în care au venit comuniștii, și poate că este o temă bătută de mie, de asta a fost insight-ul meu, au fost foarte mulți oameni cărora li s-au luat averile. Majoritatea, Și da, atunci, naționalizarea. da, și atunci am crescut la nivel de țară cu o traumă că dacă ai mult, cineva o să vină să-ți ia. Și mulți oameni au familii în care li s-au luat lucruri. După care putem să ne uităm și înainte de comunism. Noi, ca și mediu cultural, nu ni s-a permis să ne dezvoltăm foarte tare. Tot timpul am plătit tribut la cineva. Deci noi nu am crescut în mentalitatea pe care o au prietenii mei din America, de exemplu, Exact. și asta este ceva pe care l-am observat. Prima dată când am fost plecată mai mult timp din România, simt că mi s-a dat un reset la creier. Deci ăsta este singurul cuvânt pe care pot să-l folosesc legat de posibilități și de bani. Și mi-am dat seama că când prezint un proiect și când prezentam un proiect sau un vis prietenilor mei din afara țării, toată lumea era, wow, super, you can do it, yes, it's gonna happen. Deci un optimist dintre ăsta, ceva extraordinar. După care, dacă vii în România și spui ce proiect și ce vis ai, toată lumea începe să spună, stai să vezi cum nu o să-ți Nu o să-ți iasă. iasă, Nu exact. o să-ți iasă. Și am văzut asta și am discutat asta și cu cursanții mei în psihoterapie. Majoritatea sunt la a doua meserie. Deci sunt oameni la 40 de ani, majoritatea dintre ei 30, 40, 50, care schimbă meseria, se apucă de facultăți și de formare. Este huge. Și mi-am întrebat oamenii din jurul vostru, când au auzit că nu mai vrei să mai fii contabilă și că te faci psihoterapeut, cum au reacționat? Că nu se fac bani din psihoterapie. Exact. Adică o listă de asta de credințe limitative în care îți dai seama că contextul nu te ajută și mentalitatea nu ne ajută. Mentalitatea pe care noi am primit-o cadou. Cumva nu Da, știu cum să zic lucrul din ăsta. păcate, cred. Da. Apropo de poveste și de credințe limitative, vreau să, nu știu, să devenim un pic mai personal. Care este povestea ta financiară? Cum ai început și care sunt credințele pe care le-ai primit din familia despre bani și cum te-au ajutat sau poate cum te-au încurcat ele în viața ta de până acum? Eu am crescut, contează foarte mult contextul și mediul în care am crescut. Eu am crescut într-o familie în care s-au făcut afaceri. Deci la mine în familie, bunicul meu a făcut afaceri, unchiul meu a făcut afaceri, mama mea a făcut business. Deci eu am crescut într-o familie în care banii au fost foarte importanți. Se vorbea la masă despre bani, se vorbea la masă despre afaceri, se vorbea despre furnizori, se vorbea despre contabilitate. Adică am crescut într-un mediu în care banii au fost, they were a thing, adică au fost Exact. importanți. Fiind business-ul și ei făcând business fix după anii 90, fiindcă au prins atunci boom-ul acela și valul acela de antreprenori, nu existau încă, cred că, modele despre cum să face un business, cum avem acum, de investiții, profit, reinvestirea profitului și toată zona asta.
Și atunci, chiar dacă în mod real erau tot timpul bani în familie, întotdeauna era o frică legată de faptul că dacă nu o să mai fie bani. Adică undeva au fost două mesaje pe care mie personal mi-a fost foarte greu să le gestionez. Odată era sunt bani, adică toată realitatea mea era că avem bani, avem de mâncare, lucrurile merg, mergem în vacanțe, mă duc la o școală bună, fac meditație la română, la engleză, dar în același timp, din când în când, apărea ideea asta că nu sunt bani, chiar dacă sunt bani. Și atunci, undeva, eu am crescut cu o frică, și asta a fost teama mea, că dacă într-o bună zi o să rămân fără bani. Sau dacă într-o bună zi nu o să mai am clienți, dacă o să dispară clienți într-un an. Deci, astea sunt niște credințe iraționale pe care le-am avut de-a lungul anilor. După care, nu prea vorbim despre cât de mulți bani avem, că sunt oamenii geloși sau simțim rușine. Adică asta a fost o altă credință pe care am avut-o de-a lungul timpului. Din zona nu postăm pe unde ne ducem și nu arătăm despre abundență, că oamenii săraci care nu au, ce ne facem cu ei. Însă în același timp, mentorii mei și oamenii bogați pe care îi admir, întotdeauna nu au etalat dintr-un loc de uite ce de bani am eu și sunt mai mișto decât tine, și dintr-un loc de viața poate să fie trăită în felul ăsta. Așa că, pentru mine, în călătoria mea, în relația mea cu banii, a fost nevoie să învăț să am încredere în faptul că banii vin tot timpul, deci întotdeauna e un flux de bani, e întotdeauna un flux de bani din ce în ce mai mare și că nu o să rămân fără clienți. Și am stat și m-am întrebat, băi, cel mai rău lucru care ar fi? Ok, să rămân fără client, să rămân fără bani, dar am totuși resurse să iau de la capăt. Și adevărul e că da, dar toată realitatea din ultimii 10 ani mă contrazice, fiindcă creșterea mea a fost una în sus, n-a fost una în jos. Întotdeauna fac mai câștig mult mai bine acum decât când am început acum 10 ani cu primul client. Da, așa că după care am avut în familie o situație în care atunci când a fost criza financiară, asta a fost un alt punct foarte important, s-au pierdut foarte mulți bani și asta a fost o destabilizare foarte mare financiară. Deci, marea mea credință a fost că dacă ai mulți bani sau ai prea mulți bani, cumva o să-i pierzi. Și asta pentru mine a trebuit să învăț să am încredere în energia banilor. Fiindcă cred că noi avem o relație cu banii în mod real. Asta e, fiecare avem o relație și fiecare avem câteva idei ale noastre sau ale celor din jurul nostru despre bani, care unele sunt adevărate, altele poate nu sunt adevărate, unele ne ajută, unele cu siguranță ne încurcă. Și menționai la un moment dat de mentalitatea aceasta românească, încă avem foarte, foarte multe lucruri de înțeles și de depășit. Vorbeai și de trauma transgenerațională și de faptul că noi ca și nație ni s-a luat mai mult decât ni s-a dat. Tot timpul a trebuit să muncim din greu pentru majoritatea lucrurilor pe care le-am obținut și astea toate se văd în momentul acesta în viața noastră și inclusiv ce se întâmplă cu noi ca și nație și ca și, nu știu, ca și oameni. Și avem, deși poate intelectual suntem la fel de dezvoltați, poate chiar mai bine dezvoltați decât, nu știu, decât vesticii sau decât cei din țările dezvoltate, la nivel de mentalitate cred că mai avem foarte, foarte mult de lucrat și asta cred că poate face diferența atât în viața noastră financiară cât și profesional, relații și așa mai departe. Cum se poziționează frica în viața ta, inclusiv cea financiară? Cum vezi frica? E bună sau nu e bună și cum reușești să o depășești? Îmi place întrebarea asta. Dacă există ceva ce am descoperit în viața mea și în viața clienților mei, este că niciodată frica nu o să zică, ok, gata, acum am plecat, la revedere, o să trăiești o frumoasă viață cu speranța. Fără frică, da. Fără frică. Nu o să se întâmple asta, fiindcă frica este parte din sistemul nostru de supraviețuire. Și câteodată e bună. Vrem să avem frică, fiindcă, de exemplu, frica este cea care ne spune că poate nu e cea mai bună idee să te duci singur pe stradă la ora 3 dimineața în cel mai periculos cartier din București, că așa ai chef să te plimbi. Adică frica ne ajută. Sunt momente în viață când avem nevoie de ea. Ne ținem în viață. Asta este jobul ei.
Problema e că, și este un exemplu pe care dau în cabinet și clienților mei, fricile iraționale pe care le avem legate de bani sunt scriptul cu care am crescut. E ca și când noi acum avem un calculator super performant, un Mac, de exemplu, cu nu știu câte procesoare și whatever. Doar că runăm pe Windows 95. Asta, psihoterapia asta face. Îți updatează sistemul operator astfel încât să poți să funcționezi la capacitatea ta de astăzi. Frica e ok să o avem. Problema este să nu o credem. Sunt situații în viața mea când simt frică și atunci întrebarea pe care mi-o pun este: frica asta este din realitate sau nu? Care e frica? Mai degrabă decât să mă apuc și să lupt cu ea, e ca și când îi trag un scaun, stăm un pic de vorbă și după care îi mulțumesc frumos și o să fac exact mai departe cum mi-am propus. Nu cred că putem să așteptăm să facem lucrurile când nu, până când nu ne mai e frică, fiindcă credem că eu am așteptat să fac lucrurile până când nu mai e frică și nu, n-a funcționat. Adică frica n-a plecat, a trebuit să le fac cu tot cu frică. Chiar dacă mi-a fost teamă, chiar, mi-am asumat cel mai nasol scenariu. Fiindcă una din credințele mele pentru viața mea este că în ultimele momente când înainte să mor, indiferent când o să fie momentele acelea, nu vreau să mă uit în spate și să mă gândesc, mamă, ce ar fi fost dacă. Exact. Prefer să încerc lucrurile și să nu-mi iasă și să le ajustez și să le modific până când o să iasă. Fiindcă sunt 100.000 de exemple și în viața mea, dar și în istorie, de oameni cărora le-a ieșit. Și nu e din cauza că ei au avut două creiere în plus, că asta este problema noastră în general, ci este faptul că au avut încredere în visul lor și în ei și în proiectul lor. Și au făcut tot lucrurile chiar dacă le-a fost frică. Deci cumva frica are și beneficii, dar ne poate limita și ne poate ține înapoi. Și în momentul în care o conștientizăm și vedem cum putem folosi frica și cum o putem depăși, putem să facem lucruri cu adevărat mărețe. E foarte interesantă perspectiva și aici vorbesc și despre mine și vorbesc în general și despre oamenii din jurul meu. Avem tendința să trăim foarte mult în frică și trăind mult în frică, tindem să ratăm și potențialul și lucrurile mărețe pe care le putem face în viață dintr-o lipsă de dar ce o să fac dacă, dar dacă nu iese. Dar în general, cred că frica are legătură și cu zona de confort. Și cu cât încercăm să trecem mai să ieșim din afara zonei de confort, să depășim și frica, cu atât lucrurile se pot întâmpla cu adevărat într-o direcție în care cred că ne dorim. Te urmăresc de mult și apropo de mentorii tăi și de faptul că și tu, ca și mine, ai tendința să arăți pe unde mergi, ce faci, ce experimentezi, în ideea nu de a te lăuda, ci în ideea de a le arăta și altora că există și o viață de genul acesta. Și ai menționat la începutul podcastului că ești o exploratoare. Vreau să te întreb, în ultimii ani ai experimentat fie pentru o perioadă scurtă, fie pentru o perioadă mai lungă de timp, o viață de nomad? Adică ai fost locată într-o zonă mai exotică sau mai puțin exotică și ți-ai desfășurat toată viața și personală și profesională de acolo. Aș vrea să te întreb apropo de, nu știu, a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Cum a fost această experiență pentru tine și ce ai învățat din ea? Există un cuvânt în engleză. Este enriching. Asta este cuvântul. Pentru mine, multora le place să călătorească. Pentru mine însă călătoriile nu sunt doar călătorii în exterior, ci sunt și călătorii în interior. Ori de câte ori am plecat să lucrez din afara țării, pentru mine am lucrat, însă pentru mine a fost și o zonă foarte mare de insight. A fost ca un retreat în interiorul meu. În primul rând, din cauza că ori de câte ori ne punem în situații noi, asta este o chestie care ține de structura noastră, de structura creierului nostru, creierul nostru este obligat să gândească în afara lucrurilor confortabile. Deci ori de câte ori, dacă vrei inspirație, nu sta în același loc în care stai în general, dacă te simți blocat. Ori de câte ori simțim un blocaj, trebuie să ne mișcăm într-un fel, fie să ne mișcăm corpul, fie să ne mișcăm fizic,
fie să mergem într-o zonă în care să ne inspire. Deci pentru mine contextul este foarte important. Faptul că am început și webinarul pe care l-am ținut și cursul de feminitate, le-am ținut din Tulum, din Mexic, fiindcă acolo e pentru mine a doua mea casă și locul unde mă simt la, cred că câteodată chiar mai bine decât în România în momentul ăsta. Și una este să simți inspirația și să simți abundența când vezi verde peste tot și este oceanul și sunt evenimente și îți faci cunoștințe noi și vezi perspective noi și trebuie să înveți obiceiuri noi, să te adaptezi la situații și așa mai departe. Și alta este să depășești un blocaj stând în același context. Deci ceea ce pentru mine, în primul rând, toate călătorile astea, pe lângă faptul că fac o grămadă de prieteni, contează foarte mult neuroplasticitatea pe care mi-o aduc și faptul că mă inspiră. Eu mă simt foarte inspirată de natură și, în general, eu personal mă simt foarte inspirată de apă. Și atunci, fiindcă business-ul meu este legat și de cine sunt eu, nu vând un produs, vând ce am învățat în ultimii ani și mă vând pe mine în mod real, că despre asta este vorba în business-ul meu, și vând inteligența și înțelepciunea mea, este foarte legat de modul în care eu mă simt. Și toate călătoriile astea, ceea ce mi-au adus, a fost o foarte mare adaptabilitate. Și pentru mine, banii, fiindcă cred că asta e foarte important de spus, banii nu reprezintă niciodată doar bani. Banii nu sunt doar bani, ever. Nimeni nu muncește doar pentru bani. Fiecare muncim, fiindcă banii reprezintă o emoție. Asta ne oferă banii. Mie banii mi-oferă libertate. Pentru mine să am abundență și să fiu bogată înseamnă că pot să plec în orice moment al zilei, dacă vreau să plec în momentul ăsta, să mă urc în avion și să merg undeva, am această libertate. Și primul moment în viața mea când eu m-am simțit bogată, deci țin minte și acum, a fost acum câțiva ani când am putut să deschid laptopul și să mă gândesc unde vreau să plec mâine sau poi mâine. Și să nu stau să mă gândesc la cât costă biletele de avion, cât costă hotelurile, dacă se poate, dacă nu se poate. Genul ăsta de libertate pentru mine este ceea ce mă motivează. Pentru alte persoane, evident, banii reprezintă și siguranță. Siguranța zilei de mâine, siguranța de a le oferi o casă copiilor tăi, siguranța de a avea investiții imobiliare. Pentru alte persoane, banii reprezintă statut. Pentru fiecare dintre noi, banii reprezintă altceva. Nu e niciodată vorba doar despre bani. Banii pentru unii reprezintă modul în care își arată puterea. Și atunci, nu cred că există bine sau rău când e vorba de bani. Banii sunt foarte neutri. Însă ceea ce înțelegem noi prin ei contează foarte tare. Și chiar dacă, da, într-adevăr, duc un stil de viață destul de nomad. Sunt oameni care duc un stil de viață și mai nomad decât mine. Însă pentru mine plecările astea reprezintă și o ieșire din context. Fiindcă mă inspiră foarte mult. Îmi place să mă simt inspirată de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Și cred că ori de câte ori creăm un business, avem nevoie să fim inspirați și de exterior. Să ne înconjurăm de oameni care să ne inspire, situații care să ne inspire, oameni care au ajuns acolo unde noi visăm să ajungem și să vedem ce au făcut ei să ajungă acolo, cine au fost ei să ajungă acolo, care sunt obiceiurile lor, care e mindset-ul lor, cum anume se poziționează ei emoțional față de viața lor. Așa că asta mi-au din toate călătoriile mele. Uite, și apropo de călătorii și de oameni, pentru că ai vorbit și de călătorii, dar ai vorbit și de oameni și am vorbit pe parcursul acestui podcast și despre mentalitatea românească. Tu ai avut și în România, și în cabinet, dar și în afară, și în călătoriile tale, contact cu foarte multe persoane de diferite categorii sociale, cu mentalități diferite. Cum te-a ajutat experiența aceasta, contactul cu foarte mulți oameni, să schimbi mentalitatea, inclusiv mentalitatea cu privire la bani? Da. Pe mine mă inspiră foarte mult prietenii mei care sunt în general americani. Mie îmi place foarte mult mindset-ul american. Și ceea ce am observat la prietenii mei din state este că în momentul în care ei se gândesc la un proiect, ei întotdeauna se gândesc la proiectul pe care îl au
cu entuziasm și credință. Cu faith. Indiferent care sunt credințele lor spirituale, există o încredere pe care o au în proiectul lor. Și mi-am dat seama că asta era ceva ce eu nu aveam foarte mult. Adică ori de câte ori visam un proiect, îl visam așa, e un proiect, e un proiect drăguț, Un oare proiect o să cel mic. iasă, oare nu o să iasă, oare o să vină cineva, oare nu o să vină cineva. Întotdeauna nu era o asumarea pe care o aveau ei față de un proiect. Din starea aia de proiectul ăsta este amazing, este unbelievable, o să schimbe mii de vieți, eu fac proiectul ăsta, uite cum mi-a schimbat mie viața proiectul ăsta și this is gonna be amazing and you should really come. Adică chestia asta, încrederea pe care eu am văzut-o la ei, ori de câte ori, și proiecte extraordinare. Adică am, de exemplu, niște cunoștințe care deschid o nouă comunitate în Costa Rica, cu eco și bio. Adică am intrat în contact cu oameni care fac lucruri unbelievable pe planeta asta, de oameni care citești în presă despre ei. Și mindset-ul pe care ei l-au este că proiectul ăsta o să schimbe vieți și mai mult ca sigur este unbelievable și este amazing. Nu este doar pentru ei, este un proiect care este pentru noi ca și umanitate. Deci întotdeauna scopul nu este în cât ce o să primesc eu, ci ce o să primim noi. Aveau foarte multă încredere în ei. Foarte multă încredere în ei și foarte multă încredere în ideea lor și în ceea ce visau. Asta este ceea ce eu am învățat de la ei. După care, al doilea lucru pe care l-am învățat a fost puterea networking-ului. Da. Faptul că oamenii ăștia au investit timp să meargă la evenimente de networking, faptul că vorbeau despre visele lor fără niciun pic de rușine. Lucru care pentru mine a fost amazing, fiindcă întotdeauna eu am avut această mentalitate de a nu străluci prea tare. Că dacă lumina mea deranjează pe cineva. Dar în mod real, lumina oamenilor, nu lumina mea, dacă deranjează pe cineva, asta e viața, înseamnă că e ceva ce își dorește și ar trebui să pună, să se apuce de lucru. Dar mi-am dat seama că lumina mea poate să fie o inspirație, fiindcă și pe mine mă inspiră. Pe mine nu mă inspiră oamenii care stau ascunși la ei în cameră și se gândesc oare o să iasă sau nu o să iasă. Pe mine mă inspiră oamenii care și-au asumat riscuri și care și-au schimbat viața și care vorbesc despre asta. Nu despre dacă le-a fost, cât de ușor le-a fost, că nimănui nu este foarte ușor. Că cel mai greu lucru este să ne updatăm și să ne modificăm identitatea. Și oamenii care într-adevăr au luptat pentru visele lor și au avut încredere. Și atunci, zona asta de networking, pe care mie înainte mi-era rușine să o fac, de a vorbi, de a spune clar care este mission statement-ul meu, ce vreau să fac mai departe, care sunt planurile mele, ce-mi doresc, ce visez. Și a cunoaște oameni dintr-un mod autentic și genuin, iarăși a fost un alt punct foarte important. Uite, o experiență asemănătoare am avut și eu, poate nu la același nivel, dar am experimentat partea de studii cu profesori americani. Și am avut marele noroc să fac un MBA organizat de o universitate americană. Și exact asta mi-a dat. Mi-a dat în primul rând încredere să deschid proiectul acesta Educat și Bogat. Și deși mă gândeam la el de 5 ani, abia după terminarea MBA-ului, am avut, informațiile le aveam, dar nu aveam încrederea că e important ceea ce am acumulat, e important să dau mai departe. Și un alt lucru pe care tu l-ai menționat este zona aceasta de networking, pe care dacă stai în căsuța ta și în cămăruța ta, e foarte greu să-ți dai seama cât de benefic este. Dar unul din rolurile acestui MBA a fost și zona de networking și cu profesioniști români, dar și internaționali, și îți dai seama cât de mult îți schimbă mentalitatea și modul de a vedea lucrurile în niște domenii care nu au nicio legătură cu domeniul tău. Cunoști oameni, nu știu, medici, farmaciști, constructori, toți au experiențe diferite și informațiile pe care le primești te ajută inclusiv să construiești niște proiecte interesante cu ei. De asta și mie, îți spuneam la început că semănăm destul de mult, tot o experiență de genul acesta americană mi-a schimbat mentalitatea și mi-a dat foarte multă încredere că pot să fac multe. Încă nu cred că pot să fac orice, dar cred că pot să fac foarte multe. Revenind un pic în cabinet,
Fac un ping-pong între intrăm în cabinet, ieșim din Alcoolic. cabinet, plecăm în Așa. călătorie, ne întoarcem în România. Spune-mi, te rog, în ședințele de terapie, subiectul banilor este un subiect care apare frecvent? Și dacă este un subiect care apare frecvent, care sunt subiectele cele mai discutate pe această temă? Subiectul banilor apare mai degrabă frecvent cu clienții care sunt psihoterapeuți și cu supervizanții mei legat de clienți și de modul în care se poziționează față de practica lor. Cu restul de clienți, uneori apare subiectul banilor dacă vor să schimbe jobul, care e decizia cea mai bună pe care vor să o facă sau așa mai departe. Cel mai frecvent și teama care apare cel mai des este că dacă nu o să mai fie bani. Asta este teama universală. Este ca și când undeva la un moment dat, teama pe care am avut-o și eu de-a lungul vieții mele, la un moment dat există undeva, avem această imaginație, un rezervor de bani, care la un moment dat Limitat. cineva Da. închide rezervorul. Și discuția pe care o am foarte des cu clienții mei este cum anume să se poziționeze față de energia banilor. Fiindcă relația pe care noi o avem cu banii este influențată de foarte multe zone din viața noastră. Este influențată, de exemplu, dacă ai credințe spirituale, relația pe care o ai cu spiritualitatea îți influențează relația pe care o ai Cu cu bani. banii. Corect. Relația de cuplu îți va influența relația pe care o ai cu banii. Relația pe care o ai cu banii o să-ți influențeze calitatea vieții. Deci sunt foarte multe arii și domenii în care, de fapt, toate ne influențează. Cu cât avem resurse financiare mai mari, cu atât putem să susținem proiecte mai mari, vise mai mari și să avem o libertate mai mare și să aducem mai mult bine pe planeta asta, fiindcă putem, nu neapărat că ne spune cineva că trebuie lucrul ăsta. Și atunci frica asta de a nu avea sau de a nu veni e o frică foarte des întâlnită. Ceea ce e foarte interesant în timp ce vorbeam, mi-am dat seama că mama mea, care este tot psihoterapeut și care este antreprenor de foarte mult timp, ea a adus prima dată Coca-Cola în Craiova când au început business-urile, niciodată n-a avut acest mindset. Adică este persoana la care eu m-am uitat cu foarte multă curiozitate și după ce a spus toți mentorii ăștia americani și la un moment dat te întorci așa și îți dai seama, bă, dar tu faci lucrurile astea de câțiva ani. Așa că am luat interviuri de-a lungul timpului. Și ceea ce am observat este că diferența între mine și ea a fost că ea avea foarte mulți ani în spate în care a văzut că banii întotdeauna au venit. Și atunci, ceea ce e nevoie să conștientizăm este că niciodată nu o să murim de foame, că teama noastră și povestea sistemului nostru nervos este că o să murim de foame. Și asta este o teamă transgenerațională, fiindcă s-a murit de foame în țara asta. Și teama asta că o să murim de foame nu este o teamă rațională. Și ori de câte ori apare subiectul banilor în cabinet, discut cu clienții mei, hai să vedem care sunt temerile pe care le ai legat de bani și hai să vedem cât de reale sunt și hai să vedem experiența din urmă dacă îți confirmă sau nu această temere. Și întotdeauna o să fie nu, fiindcă Nu. psihoterapia este pentru middle class mai ales și ca să trebuie să-ți permiți să vii la terapeut. Deci, clar, dacă te duci la terapie, îți merge bine. Honestly, ăsta este Da, adevărul. corect, corect. Da, și atunci toate fricile pe care noi le avem despre bani sunt frici iraționale, Andreea. Revenind la o altă temă pe care am mai atins-o și ai de frici și de ce se întâmplă în cabinet. E cumva diferită abordarea bărbaților versus abordarea femeilor cu privire la bani? Nu cred că nu am observat asta de-a lungul timpului. Am discutat și cu bărbații și cu femeile același lucru legat de bani. Sunt aceleași temeri universale pe care le avem. Tu ai observat ceva diferit în discuțiile tale? Mie mi se pare că femeile, doamnele, partea feminină, tinde să fie mai conservatoare și să fie mult mai atentă și mai structurată. Bărbații, pe de altă parte, sunt mult mai impulsivi în momentul în care iau decizii financiare. Asta nu e neapărat un lucru bun, mai ales în investiții, și tind să nu fie foarte, foarte atenți la toate aspectele unei investiții sau la toate aspectele gestionării banilor. Și cred că
diferența asta este valabilă și în alte arii, nu numai în aria aceasta despre bani. Ce arată studiile apropo de diferența între bărbați și femei și abordarea lor cu privire la bani, este că femeile au tendința să fie mult mai organizate și datorită acestei organizări reușesc pe termen mediu și lung să obțină randamente un pic mai mari decât bărbații. Dar le lipsește, cel puțin la început, apropo de mindset, le lipsește încrederea că pot și o iau mult mai metodic și întâi urmăresc, studiază, află cât mai multe detalii și abia apoi fac pasul spre zona aceasta de investit. Bărbații, pe de altă parte, sau o parte, ca să nu generalizez, o parte dintre bărbați tind să se arunce, să facă niște investiții și după aia să vadă, să citească și instrucțiunile apropo de cum asamblăm mobila de la IKEA, dacă o facem intuitiv sau citim instrucțiunile. Astea sunt observațiile pe care le-am făcut eu și tinde, din punct de vedere al lucrului cu clienții, este mult mai ușor pe zona aceasta financiară să lucrezi, din punctul meu de vedere, cu femei decât cu bărbați. Pentru că femeile își scot destul de mult emoțiile din deciziile financiare. Bărbații, pe de altă parte, cel puțin așa simt, își arată emoțiile mult în investiții și tind să reacționeze destul de rapid și în zona de exaltare când piața crește, dar și să se sperie și să reacționeze imediat când piața scade. E un subiect foarte, foarte vast și eu văd diferențe și ai menționat și tu diferențele de abordare și chimice și biologice și de mentalitate și cum se face diferența. Dar subiectul banilor, ai menționat deja, este un subiect care ne impactează fiecare aspect al vieții. Eu cred cu tărie că educația financiară și informațiile legate de bani ne pot ajuta să ducem o viață mai bună, ne pot ajuta să eficientizăm ceea ce avem deja și inclusiv ne poate schimba mindset-ul cu privire la bani și ne poate duce spre zona aceasta de abundență. Mi se pare foarte, foarte interesant cum se aliniază lucrurile și planetele și mi se pare foarte interesant workshopul pe care vrei să-l organizezi pe 20, 21, 22. Chiar o să las un link în descrierea acestui podcast pentru aceia dintre urmăritorii noștri care vor să participe. Cu siguranță va fi o experiență cât se poate de completă și o abordare atât din zona personală cât și din zona psihologică a subiectului banilor. Bun. Te-am întrebat de bărbați și femei, te-am întrebat despre credințe limitative. Crezi că ne putem da seama cât din gestionarea banilor sau cât din succesul financiar are legătură procentual, așa, ne jucăm cu procentele, are legătură cu mindset-ul și modalitatea noastră de a privi banii și cât crezi că are legătură cu cunoștințele de finanțe personale? Care crezi că e mai important? Mindset-ul cu privire la bani sau să fii doxă de cunoștință, să știi tot despre gestionarea banilor? Cred că în primul rând este important să ai un mindset foarte bun legat de bani. Și mai mult decât un mindset, cred că este nevoie să ai o legătură emoțională cu banii care să fie echilibrată. Fiindcă marele meu insight este că eu pot să am atât bani cât o să-mi permită sistemul meu nervos, atât de mulți bani cât o să-mi permit. Și ceea ce am descoperit este că oamenii care au foarte mulți bani, sistemul lor nervos poate să țină foarte mulți bani, fără frică. Cu alte cuvinte, sunt ok să facă mulți bani și sunt ok și să piardă câteodată mulți bani. Și avem ca și exemplu toți milionarii din istorie care au pierdut bani și ce să vezi, au făcut foarte repede la loc. Fiindcă ei se identifică cu un om, deci identitatea lor este o persoană care este foarte bogată, care are mai mulți bani decât are nevoie. Și atunci, dacă emoțional nu ai o relație bună cu banii, nu ai, degeaba ai toate cunoștințele de pe planetă, fiindcă nu o să ai ce să faci cu ele. Fiindcă poți să ai toate cunoștințele de pe planetă și totuși să-ți fie teamă să cumperi lucruri, să faci investiții, să miști banii. Exact.
poți să cunoști bursa pe din afară. Degeaba dacă relația pe care ai cu banii este una care este bazată pe frică, scarcity este în engleză, lipsă, teamă, stres și așa mai departe. Și lucrul cel mai dificil de făcut, mai ales pentru persoanele care nu s-au născut în familie cu bani sau nu au avut educație financiară acasă sau nu au avut oportunități în care să facă bani, este să treci de la mindset-ul de sărăcie la mindset-ul de de persoană abundență. abundentă. Și cel mai dificil lucru este să faci asta în condițiile în care încă nu ai o realitate care să-ți dovedească faptul că ești abundent. Și modul în care eu simt că am invitat abundența în viața mea este că în momentele în care nu aveam atât de mulți bani, adică am pornit în mod real, primii mei bani, bunicul meu m-a învățat întotdeauna să am bani deoparte. Asta mi-a spus. Tata e întotdeauna trebuie să ai bani puși deoparte. Și țin minte că la un moment dat aveam doar 3.000 de lei în cont, fiindcă trebuie să-mi plătesc laptopul, doar ce mă mutasem cu chirie, și de acolo am început. Însă pentru aia 3.000 de lei n-am simțit atâta recunoștință pentru ei. Și cel mai dificil lucru este să poți să fii recunoscător pentru ce ai, zilnic, 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 zilnic. Iar eu cred foarte mult în partea asta de partea cuantică a lucrurilor și de cum anume co-creăm cu realitatea și cum anume emoțiile pe care le avem și modul în care gândim manifestă o realitate. Astea sunt credințele mele, iar la mine, viața mea, așa funcționează. Și atunci, indiferent câți bani avem în momentul ăsta, nu trebuie să așteptăm să avem mai mulți bani și mai multă abundență ca să fim recunoscători. Și mai degrabă să începem să fim recunoscători acum și să începem să avem o relație cu banii ca o relație de iubire. Fiindcă noi asociem, în general, ideea asta de bani că sunt răi. Dacă am crescut în ortodoxie și cu familii ortodoxe, sunt ochii dracului. Că nu e bine să ai bani. Cu toate că în Biblie scrie că celui care nu are o să îi se mai ia și celui care are o să îi se dea mai mult. Mai mult. Deci asta este foarte interpretabil. Însă creștem cu tot felul de probleme legate de bani. Sau cu, nu poți să ai bani și să fii o persoană bogată dacă tu judeci persoanele bogate. Nu funcționează în felul ăsta. Ori de câte ori vedem o persoană foarte bogată, este nevoie să ne bucurăm pentru persoana aia, fiindcă persoana respectivă ne arată că această realitate pe această planetă se poate și este disponibilă pentru noi. Nu înseamnă că nu trebuie să muncim pentru ea. Asta e partea unde toată lumea se împotmolește la de aici până aici. Știi, partea asta în care trebuie să faci lucrurile plictisitoare și boring. Însă, să avem o relație emoțională cu banii înseamnă să începem să credem că banii ne plac, că banii vor să vină să stea la noi, că sunt tot timpul bani. Întotdeauna primim bani. Și să rămânem foarte statornici în sentimentul ăsta, indiferent dacă realitatea încă nu arată exact acolo cum vrem noi și exact așa cum ne dorim noi și încă nu suntem în punctul pe care îl visăm. Spuneai că crezi în energia aceasta a banilor și eu, din experiența mea și uitându-mă în jurul meu și la companii, dar și la persoane, văd o diferență destul de mare între mentalitatea aceasta de scarcity, pe care ai menționat-o și tu, și mentalitatea de abundance, de abundență. Am cunoștințe, prieteni, cunosc companii în care fie, ori persoana respectivă, ori antreprenor, ori, e foarte atent la fiecare bănuț să nu-i dea drumul și, din ce observ eu, business-ul nu are cum să crească pentru că energia banilor este limitativă. Pe de altă parte, persoane cu mentalitatea aceasta de abundență dau mai departe, sunt foarte generoși și ce să vezi, banii se întorc în număr mult, mult mai mare către ei. Ce aș mai vrea să te întreb, cum se poate face trecerea de la o mentalitate de scarcity pe care eu cred că, din păcate, o avem în ADN-ul nostru ca și nație, spre o mentalitate de abundență și cum ne poate sau dacă ne poate ajuta psihoterapia să facem această trecere? Cred că psihoterapia poate să ne ajute să facem această trecere. Psihoterapia, care e definiția? Psihoterapia, definiția psihoterapiei este destructurarea și restructurarea identității. Orice schimbare pe care vrem să o facem în viața noastră ca oameni,
Da? Dacă eu, cea de astăzi, nu-mi place cum arată viața pe care eu mi-am creat-o și vreau să îmi updatez viața, eu, ca să pot să am o altă viață, este nevoie să am o altă personalitate. Ca să am o altă personalitate, deci o altă identitate, este nevoie să încep să am gânduri noi, emoții noi și comportamente noi. Deci nu putem să avem o relație bună cu abundența și eu cunosc oameni care sunt foarte bogați și în continuare sunt nefericiți. Deci nu poți să te bucuri și cunosc oameni care nu sunt foarte bogați, dar sunt cei mai generoși și fericiți oameni de pe planetă. Exact. Deci călătoria asta e foarte personală. Însă, într-adevăr, dacă vrem să facem trecerea de la scarcity la abundență, este nevoie să începem să ne gândim. Persoana asta care este super bogată, are mai mulți bani decât are nevoie. Cum gândește despre bani? Ce simte în legătură cu banii? Cum mișcă banii? Ce investiții face? Ce cheltuieli face? Care este atitudinea din care plătește facturile? Eu personal oram să plătesc, nu-mi plăcea să plătesc facturile, eu îmi plătesc singură facturile. Dar am luat decizia la un moment dat, măi, dacă aș începe să plătesc facturile cu iubire. Și când vine momentul de facturi, când plătesc facturile, eu simt foarte multă recunoștință. Fiindcă, uite, am bani să-mi plătesc facturile. Cineva îmi spune ce facturi trebuie să fac. Oamenii lucrează pentru site-ul meu. Adică eu cred foarte mult într-un mindset al recunoștinței. Și cu cât simți mai multă recunoștință, cu cât vezi abundență în viața ta mai mult și cu cât focusul tău este acolo, cu atâta asta este realitatea pe care o să o inviți. Deci nu putem să mergem într-o viață abundentă cu un mindset de sărăcie. Fiindcă mindset-ul de sărăcie nu va fi sărăcie doar la relația cu banii. Relația cu banii deseori este produsul modului în care noi ne-am așezat viața. Putem să fim săraci în modul în care ne exprimăm emoțiile, în cât de mult spunem te iubesc oamenilor din jurul nostru, în încrederea pe care o avem în noi, în cât de multă plăcere ne oferim în viață, în cât de mult ne permitem să simțim dorință și entuziasm în relația cu viața. Sărăcia nu înseamnă doar că nu sunt bani. Sărăcia înseamnă că poate suntem săraci în încrederea în noi, în bucuria de a trăi viața. Și atunci este nevoie ca pentru o viață bogată să aducem bogăție în toate domeniile vieții noastre. Și cu cât noi ne simțim mai bine și cu cât noi suntem mai entuziasmați, cu atât o să apară mai mulți bani. Eram la un moment dat, una din mentorile mele întreba, dacă voi ați fi banii, v-ați duce la cineva care e frică de voi și e supărat pe voi și toate lucrurile astea, sau v-ați duce la cineva care se bucură că vă primește, vă sărbătorește, este entuziasmat, da, vă cheltuiește cu plăcere și așa mai departe. Uite, a mai apărut un subiect interesant, importanța mentorilor în dezvoltarea noastră. E important să ai mentori și cum îți găsești mentorii? Pentru mine mentorii sunt cei mai importanți. Eu nu aș fi ajuns unde aș fi fost astăzi dacă nu aș fi avut niște mentori excepționali în toate domeniile vieții mele. În partea psihoterapeutică, terapeuții pe care am avut, trainerii, supervizorii, mentorii pe care am acum, programele de meditație pe care le-am făcut de-a lungul anilor. Adică, pentru mine, eu nu cred, asta cred eu, în a reinventa roata. Dacă cineva a ajuns acolo și știe cum anume să mă duc acolo, dacă am feeling-ul că am ceva de la persoana asta pe care o să-l primez. Deci dacă eu când ascult pe cineva simt, este something embodied, simt în corpul meu, persoana asta vorbește despre chestii care se aliniază cu cine sunt eu, care mie îmi plac, învăț lucruri, îmi face mintea să sparkle, îmi vin idei deodată. E ceva care îmi place și vreau ca persoana asta să mă mentoreze, înseamnă că ăla este mentorul potrivit pentru noi. De-a lungul vieții întotdeauna avem alți mentori. Sunt mentor pe 100.000 de lucruri. Doar că eu nu cred, sunt persoane care sunt autodidacte, doar că durează mai mult. Mult mai mult. Mult mai mult. Nu înseamnă că nu ajung acolo sau că nu pot, însă, în mod real, de exemplu, și dacă citești o carte, persoana care a scris cartea este mentorul tău în momentul respectiv. Uite, Așa ai ajuns. că, da, am ajuns la
Ai ajuns la un subiect care mie îmi place și sunt sigur că și ție îți place zona aceasta de citit și a ne lua informațiile și de la persoane mentor, dar și din cărți. Site-ul meu, blogul meu se numește Educat și Bogat pentru că eu cred foarte mult în educație și cred că educația ne poate schimba fiecare aspect al vieții împreună cu zona financiară. Aș vrea să te întreb dacă poți face două, trei recomandări de cărți din zona de psihologie sau nu neapărat de psihologia banilor, dar două sau trei cărți pe care tu le-ai citit și care pe tine te-au ajutat să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și crezi că i-ar putea ajuta și pe o parte din ascultătorii noștri. O carte pe care chiar o citesc acum, o recitesc, este o carte care se numește Rich as Fuck. Ok. Nu știu dacă ai auzit de ea lui Ba Amanda da, ba da. Francis, care mie îmi place foarte tare. După care, Ce o tare. altă... Da, e super, e foarte, foarte mișto cartea. O altă carte care mi-a plăcut a fost, cred că titlul este How to Have a Millionaire Mind. De cine? Trebuie să mă uit, că în momentul ăsta nu știu autorul. Nu-i problemă, putem să-l găsim Să-l și găsim. noi. După care, cred că astea sunt primele care îmi vin în minte, probabil fiindcă sunt și cele mai recente pe care le-am răsfoit. Ah, The Secrets of the Millionaire Mind, al lui Harv Eker. T. Harv Eker, da. Da. Astea Ok. două mi-au plăcut foarte tare, legat de Da. relația pe care o avem cu banii și, evident, Tony Robbins, care este Da. pentru Zeul. mine, da, o persoană Ok. specială. Bun. Și ultima întrebare pe care o adresez fiecărui invitat este dacă ai putea să transmiți, să scrii un singur mesaj, o propoziție sau o frază pe un panou, pe cel mai mare panou publicitar din București sau din România, un panou care să fie văzut de, nu știu, 100.000 de români în fiecare zi. Ce ai scrie pe el? Care ar fi mesajul pe care ai vrea să-l transmiți oamenilor și care crezi că este, nu știu, chintesența ori a discuției noastre, ori a existenței tale. Greu. Da, este ceva ce îmi spun și eu în fiecare zi aproape și este never give up. Ok. Foarte Nu tare. te opri, da, nu te opri niciodată. Never give up. Este ceea ce am învățat de la familia mea, în primul rând, din zona de business, și este ceea ce am învățat de la oamenii despre care am citit și pe care i-am urmărit și pe care i-am admirat. Legat de visele lor și de relația cu banii. Sunt foarte multe povești de oameni care pur și simplu nu s-au lăsat niciodată. Eu nu mai cred în eșec. A durat mult până când am ajuns în momentul ăsta, dar mi-am dat seama că eșecul este de fapt feedback și că pur și simplu e nevoie să modificăm și să alterăm și să creștem odată cu produsul pe care îl vindem. Până când îi găsim forma finală sau până când găsim persoana care crede foarte mult în el. Deci cred că dacă există ceva ce ar scrie asta este să nu te dai niciodată bătut legat de visele tale, scopurile tale, lucrurile pe care ți le dorești. Fiindcă cred că viața îi răsplătește pe cei curajoși. Așa este, așa este. Sunt ei zgâriați când își dau tricoul sau bluza jos, sunt ei Da. zgâriați, dar nu cred că e nimeni acolo sus fără să aibă vreo zgârietură sau a avut pur și simplu o viață lină, a fost în zona de confort și uite ce bine a ajuns. Succesul este în afara zonei de confort și fiecare eșec pe care îl avem, cum spunea, este un feedback. Mai e o vorbă care îmi place, nu știu dacă e a lui Tony Robbins, dar câteodată câștigăm, alteori învățăm și asta cumva ne ajută să evoluăm și să facem și mai bine data viitoare, și mai bine, și mai bine și să ajungem acolo unde ne dorim. Coralina, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. A fost o discuție foarte, foarte vastă și am acoperit foarte multe subiecte și din zona de psihologie, dar și din zona de mindset și din zona de bani, adică discuții foarte profunde și personale despre bani și despre mentalitate.
cu siguranță discuția noastră îi va inspira și pe, și pe ceilalți. Aș vrea să te întreb dacă în încheiere ai vrea să mai adaugi ceva față de, nu știu, toată discuția noastră de astăzi. Cred că aș vrea să adaug că a ne urmări visele și a ne crea visele reprezintă o dovadă de iubire față de noi. Cred că e important să conștientizăm că merităm să ni se îndeplinească visele și merităm să muncim pentru ele și că iubire e dovadă de iubire, încrederea asta și munca pe care o facem pentru ceea ce ne dorim. Asta aș vrea să adaug. Mi-a făcut foarte multă plăcere să vorbim. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Eu îți mulțumesc, Coralina, și nu uitați, 20, 21, 22 iunie, webinarul Wealthy, organizat de Coralina, în care discută despre abordarea financiară și nu numai, cum abordăm banii, cum abordăm subiectul banilor, care sunt credințele limitative și cum le putem depăși. Îți mulțumesc încă o dată pentru timp și pentru disponibilitate și pentru dorința de a împărtăși din tot ceea ce ai acumulat până acum. Mulțumesc mult! Dragi ascultători, mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi, pe data viitoare!